Obezitatea devine o problemă tot mai gravă la nivel mondial, iar OMS ia în calcul adăugarea medicamentelor împotriva obezității pe lista medicamentelor esențiale. Totuși, unii experți în sănătate publică avertizează că doar medicamentele nu rezolvă problema, ci trebuie făcut ceva și pentru prevenție. Obezitatea a devenit o problemă de sănătate din ce în ce mai importantă în multe țări. Peste 650 de milioane de adulți din întreaga lume sunt obezi, iar 1,3 miliarde sunt supraponderali. Cei care au ajuns la obezitate n-au o preocupare care să și ducă la lucruri efective. Din păcate, obezitatea e o maladie sau una dintre maladiile timpului prezent. Dar nu se întâmplă doar în țările care au venituri mai mici. Putem să dăm exemplu Statelor Unite, unde din păcate e în floare. Și marea problemă e că această obezitate, sigur că ea are diverse intensități, diverse grade, ea vine la pachet cu multe alte lucruri, cu diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, cu sindrom metabolic. Medicii spun însă că înainte de a ajunge să tratăm, mai important este să prevenim. Categorică mă interesează prevenția. Sigur, am nevoie de tratamente care să fie eficiente, dar prevenția e ceea care contează și ar trebui să ajungă în punctul în care să evit. În momentul în care cineva ajunge să fie supraponderal, să găsesc acele mecanisme prin care să nu ajungă la obezitate, să nu ajungă la modificări care, din păcate, pot să fie irreversibile uneori. Bine să avem medicamente, dar prevenția, din păcate, înseamnă multe lucruri de făcut. Și multe schimbări care să vină și de la nivel centralizat și la nivel individual. Și aici discuția legată de calitatea alimentelor pe care le consumăm e foarte lungă. Luna viitoare, specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății vor analiza propunerea de a include medicamentele împotriva obezității pe lista OMS, urmând ca lista actualizată a medicamentelor esențiale să fie publicată în septembrie.